ca să topezi din țesutul adipos, trebuie întâi să epuizezi niște rezerve pe care corpul meu le are. Adică, în mușchi, tot ce a fost înainte exces de glucoză, în mușchi s-a depozitat sub formă de glicogen. Glicogenul este ceea ce oferă mușchiului energie să poată să facă contracțiile musculare. Multor oameni le e frică de mâncare și nu știu de ce. Pentru că dacă vrei să mănânci sănătos 2000 de calorii, o să dai cu capul de toți pereți și n-ai va mai până în farfurie să ajungă 2000 de calorii. Dacă vrei să mănânci nesănătos 2000 de calorii, mănânci 4 Snickers duble. Da? 452 de calorii pe un Snickers dublu, ori 4, ajungi la 2000 numai cu 4 din alea, după care rupi în foame, că dulcele cere dulce. E, partea asta de alimentație, în primul rând, este să stabilească de câte calorii ai nevoie. Și da, vreți, nu vreți, caloria este importantă atunci când am un obiectiv. Ea nu este importantă când vreau să mențin greutatea și când bunul simț alimentar există. Dar când am niște obiective de creștere de masă musculară, de definire, da, de țesut adipos, trebuie să te raportezi la necesarul energetic. Este o formulă simplă, pentru că dacă vrei să afli un metabolism, te duci și spunzi masca pe față, faci o testare cardiometabolică, ți se spune concret cât arzi. Dar se face formula de greutate, dacă e greutate normală, că dacă fratele meu care are 130 de kg, nu o să-i spun că metabolismul lui este de 130 de kg înmulțit cu X. Da? Trebuie să-i fac niște calcule acolo. Se găsesc aplicații, se găsesc site-uri unde poți să-ți introduci datele și îți rezultă câte calorii trebuie să mănânci. Doar că nu e așa, noi ne cam speriem. Vai de mine! Păi când pun niște băieți pe analizatorul corporal, bineînțeles, care fac antrenamente intense și care au și masă musculară, și când le spunem că trebuie să mănânce vreo 4700 de calorii să își păstreze masa musculară, să aibă o altă creștere, păi cum să mănânc atâtea? Păi eu nu mănânc 2000. Păi și atunci te gândești de ce nu mai ai rezultate? De ce nu mai ai rezultate? Pentru că organismul tău intră pe principiul de foame. Adică în momentul în care corpul tău s-a înfometat și tu nu simți foame, că te-ai adaptat. Și mănâncă cât să nu mai se simtă flământ. Așa face și corpul nostru. Când nu-i dai mâncare, el la următoarea masă depozitează. Pentru că știe că aș suferi de foame și știe că din celula mea grasă e și grăsimuță. Pentru că această grăsimuță și sistemul, țesutul meu adipos, nu este un țesut care să fie pus la dispoziție pentru energie. Este un țesut de apărare, este un țesut care secretă hormoni. Și cel mai important hormon care mă ajută să mențin greutatea corporală normală este secretat de țesutul adipos, se numește leptină. În momentul în care eu mi-atac țesutul adipos, hai repede, repede, ieși tu de aici că m-am înfometat, da? Bineînțeles că acest sistem hormonal este dat peste cap și nu mă va ajuta. Din contră, următoarea dată când va fi foame, va crește, va face ca apetitul meu să crească cu 30%. De aceea, după ce mă înfometez 2-3 zile, a patra zi rup. Nu mai pot. Jennifer Yo-Yo, nu? Așa se numește. Yo-Yo este un mecanism. Yo-Yo este un mecanism declanșat de mai mulți factori. Dar da, pe scurt, Yo-Yo înseamnă îngrășat, slăbit, îngrășat, slăbit. Eu mă refer acum la foame. Deci inclusiv când definim, inclusiv când vrem să topim țesut adipos, trebuie să avem un program de mese. Programul de mese este esențial în orice vreți voi să faceți. Că vreți definire, că vreți masă musculară, programul de mese este prioritar. Ce poți să faci cu oamenii care nu doresc să țină un plan alimentar? Asta trebuie să faci. Să aibă un program regulat de mese, să înceapă să mănânce la ore fixe, de la o zi la alta. De ce? Tocmai ca să nu-l scoată din foame. Pentru că unii vin și spun, dar nu mănânc mult și tot mă îngraș, sau nu mănânc mult și nu mai slăbesc. Și de ce? Păi de-aia nu mai slăbești. Este mecanismul ce vi l-am spus mai departe, mai devreme. Pentru că orice mănânci vei depune și de fiecare dată corpul își pune la dispoziție mușchiul, pentru că nu este un țesut de susținere vitală. Pe când sistemul meu adipos, țesutul meu adipos, este un țesut vital. De apărare, zic. Este un țesut vital, este un țesut de apărare, este un țesut de termoreglare, este un țesut care secretă cei mai importanți hormoni. Unul care menține inflamația jos, se dubește adiponectina, și leptina care îmi dă sațietate. Da? Când astea două funcționează bine, mă satur cu puțină mâncare pe cât corpul nu are nevoie. Când astea două nu funcționează bine, ia vrea în mână grelina, celălalt hormon al foamei, și transmite mesajul la creier că nu te saturi, tătică, decât când stomacul tău este foarte dilatat.
Și aici sunt oamenii care nu se simt sătui decât atunci când simt că le ajung mâncarea aici, pentru că au acest sistem hormonal dereglat. În momentul în care vreau să mă raportez la cineva care nu a făcut creștere de masă musculară, carb cycling-ul este cel care funcționează cel mai bine și cu toți oamenii cu care lucrez fac carb cycling-ul pe mese. În sezonul rece merg către partea de ketogenic, dar cu încărcare, pentru că la mine de regulă ajung femeile cu ceva probleme de sănătate sau problemele sau cele mai frecvente probleme de tiroidă și ovar policistica și la Mihaela. Și aici trebuie să nu ne batem cu pumnul în piept că dieta asta te ajută, pentru că dacă ai suprarenalele obosite, cum spunea Mihaela, dacă le-ai băgat într-un keto pe suprarenalele obosite, ai nenorocit-o forever. Da? Adică, dacă antrenamentele le ai dimineața și tu urmărești să scazi țesutul adipos, fă-l pe stomacul gol. Iar dacă nu poți să faci antrenamentul pe stomacul gol dimineața, asigură-te că nu îți aduci carbohidrat. Asigură-te că îți aduci proteină, acei aminoacizi, că îți aduci grăsimile bune și nu îți aduce carbohidrat. Sunt două momente importante. Unul este dimineața și doi este fereastra post-antrenament, care este importantă în slăbire, la fel cum este importantă și în creștere de masă musculară. Dimineața și post-antrenament, corpul nostru este cel mai predispus să depună. De ce să-i aduc carbohidrat? Ca să-mi depună dacă urmăresc slăbire? Nu. Urmăresc creștere de masă musculară, ce-i aduc dimineața și post-antrenament? Carbo. Mult carbo. Carbo și proteină. Carbo și proteină. Da? Pentru că mă folosesc de aceste două puncte cheie. Mă folosesc de această fereastră anabolică, așa cum este ea denumită. Creșterea de masă musculară și asta se face în funcție de tipul constituțional. Și nu există, cum spuneam, extreme decât foarte rare. Aceasta este ceea ce noi numim piramida tipurilor somatice. În cele două extreme se află endomorful și ectomorful, iar în loc se află mezomorful. Dar aici sunt extremele. Noi, de regulă, suntem combinație între două tipuri constituționale. Cei mai mulți dintre noi așa suntem. Suntem o combinație între două tipuri constituționale. Unii sunt mai ectomori, da? Și atunci sunt ectomezo. Alții sunt mai către, dar tot greu pur și ei masă musculară și dacă cumva li se întâmplă să accidenteze și nu s-au dus pe la sală vreo două săptămâni, imediat se desumflă și imediat pierd masa musculară. Da? Deci au încă componenta de ectomorf, adică au metabolismul foarte accelerat. Aici asta înseamnă din punct de vedere hormonal. Tiroida ta funcționează foarte alert în ectomorf. La ectomorf extrem, ăștia că nu mănâncă mâncare, se mănâncă pe ei. Adică își mănâncă proteinele, jur. De ce? Pentru că ei mănâncă foarte puțin caloric. La ectomorful extrem, dacă îi fac un calcul pe formula clasică, trebuie să o dublez. Ăștia pot să aibă metabolismul accelerat cu până la 100%. La fel cum endomorful ăsta extrem, adică dulapul, poate să aibă metabolismul ăsta bazal, în special, să-l aibă scăzut și cu vreo 40-60%. Și atunci, da, la ăsta se justifică să-i dai 1200 de calorii să mănânce, că dacă îi fac calcule și țin cont de timp constituțional și istoric și așa mai departe, da, nevoia lui chiar aia este. Iar dacă ai ținut diete și le-ai ținut proste, și infometat, ai și urmat multe diete înainte, cum spunea colega mea, deschizi frigiderul și găsești multe... Așa? Așa vă spun și eu. Dacă cumva ai ținut multe diete, ai avut multe diete la activ, ai slăbit într-un timp foarte scurt foarte mult, te-ai îngrășat, iarăși te-ai apucat, iarăși ai slăbit, ești deja cu metabolismul în cap. Adică vreo 40% ți s-a dus în cap. Și atunci, culmea, pe de-aia mulți spun, eu mănânc și 700 de calorii și nu mai slăbesc sau mă îngraș, culmea, pe ăștia trebuie să-i faci să mănânci. A, dar mie să-mi dea 1000 de calorii, că eu mă îngraș, că am încercat. Păi nu vreau să dau 1000 de calorii, vreau să dau 1300. Aoleu, așa? Zic, aoleu, da, fix atâta trebuie să-ți dau. 1300. Dacă mă întreb de calorie, ok, spun cifra, deși hai să vezi cum mănânci. Cât timp răspunde corpul lor ca să le convingi că... La înfometare? În 4 zile deja mi-au răspuns, dar am scris acolo, am mai puțin cu 400 de grame pe cântar, am mai puțin. Am, da, pentru că ți-ai scos corpul din foame. Depinde de câte procese din astea ai făcut. Că dacă ai făcut multe, ți-ar trebui să
S-ar putea să-ți trebuiască mai mult timp. Sau dacă te-ai dereglat hormonal foarte tare, s-ar putea chiar să-ți trebuiască vreo lună de zile, că tot în stagnare stai, chiar și cu mâncare sănătoasă și cu program de mese. Adică, în momentul în care vreau să fac creștere de masă musculară, tot de la tipul constituțional plec. De ce? Pentru că mă interesează să știu, în primul rând, numărul de calorii de care am nevoie. În al doilea rând, mă interesează să știu procentele de macronutrienți, adică proteine, glucide, lipide. Dincolo de orice altă strategie din asta spusă până acum, mă interesează să știu asta. Da? Am nevoie, că tipul meu constituțional are un metabolism mai accelerat, nativ, atunci am nevoie să-mi aduc mai mulți carbohidrați și proteină. Pentru că dacă nu mi-aduc pește, am descompun propria proteină și pierd masă musculară. Este importantă fereastra de după antrenament. Eu trebuie să-mi încarc corpul și este și mai important pentru ectomorf să mănânc seara. Oamenii ăștia au vreo 6 mese. Cu o mică gustare dinainte de somn pot ajunge și la 7 mese. Bineînțeles, nu trebuie să faci atâta platou, da? Să îți aduci constant mâncare în organism. În momentul în care încep să depun masă musculară, să știți că eu vorbesc curat acum, că poți să faci masă musculară și cu ajutoare. Și aici nu mă refer la o proteină de zer, nu mă refer la niște pre-workout-uri, post-workout-uri. Aici mă refer direct la mușchiulețul cu injecțiuța și te ajută. Asta poți să faci. Nicio problemă. Dar măcar fă-o conștient, uite la unul care știe ce, Doamne iartă-mă, să-ți dea. O să-ți dea tamoxifen, să duci la farmacie să-ți iei să nu-ți crească țâțele. Că asta este. Da, mulți care fac aceste cicluri de steroizi, mai ales dacă le fac prost, încep să li se întărească sfârculețele. Pentru că e ceva mai mult decât trebuie și corpul nu știe să gestioneze. Și du-te la unul să-ți dea un program din ăsta de medicație, astfel încât să stai liniștit și să te ajute și cu boosterul de testosteron după. Pentru că tu dacă aduci testo din exterior, hormonii tăi pe care să-i produci și stau acolo, că dacă în circulație există, doar că după aceea tu trebuie să-i dai boosting corpului tău să producă iarăși testosteron. Că altfel o să fii dinamită multă cu fitil pauză, nu că nu ia foc, ci pentru că nu ține. De ce râdeți, băieți? Așa este, da? Adică trebuie să faci cu cap asta, dacă tot vrei să o faci, fă-o cu cap. Ca să fii și sănătos pe toate celelalte activități pe care le ai dincolo de sat. Somnul, nu poți să crești tată muscular să-ți dai în cap sâmbătă la Gaia, duminică la Mamaia, joi la nu știu cine. Nu poți, trebuie să dormi. De ce? Pentru că în timpul somnului corpul regenerează și pentru că în timpul somnului se secretă hormonii anabolizanți de depunere. Nu stai în cap cu alcoolul, pentru că ți-ai ușit testosteronul. Și mai ales nu da cu bere, dacă tot vrei să-ți faci. Pentru că hameiul din bere conține substanțe estrogenice și în loc să produci testosteron, ți se aromatizează testosteronul, da? Și faci toți și are. Poftim? Estrogenică. Este proestrogenică. Da? Hameiul din bere este proestrogenic. Da? Suplimente. Vrei tu să crești muscular doar cu mâncărică, o să crești muscular până la un anumit punct, că se poate, clar se poate. Dar dacă tu vrei mai mult de la tine, trebuie să te aduci suplimente care să te ajute. Unul dintre suplimentele pe care trebuie să ți le aduci, trebuie să aduci o pudră proteică de calitate, astfel încât să nu îți pună un întreg proces digestiv, să digeri tu vita, porcul și ce ai mai mâncat tu acolo, da? Pentru că această carne roșie este greu digerabilă. Adică adu-ți un pre-workout sau un post-workout dintr-o pudră de calitate, pudră proteică de calitate, ești ectomorf, asigură-te că îți aduci nu doar caseină, pentru că s-ar putea să îți bușești prostata și după 40 trebuie să te duci la control obligatoriu să ți-o controlezi. Asigură-te că, pe lângă faptul că îți aduci caseină, mai fă și mese din astea, cu niște urdă, cu niște chestii, adică mai avem și proteine care mi-aduc caseină, alimente care mi-aduc caseină. Îmi aduci antioxidanți. Un efort fizic oxidează organismul. Trebuie să-mi aduc antioxidant. Vreau să crezi muscular? Un gram de vitamină C dimineața, un gram de vitamină C după antrenament. Am zi de pauză, un gram dimineața este suficient. Asta dincolo de ceilalți antioxidanți pe care ți-i poți aduce. O N-acetilcisteină sau să-ți aduci tu niște alte suplimente mixte. De exemplu, suplimentele pentru articulații. Suplimentele bune pentru articulații au și substanțe antiinflamatorii și au și antioxidanți. Asigură-te că îți aduci un procent bun acolo de antioxidanți.
Alte suplimente pe care ți le poți aduce în creșterea de masă musculară. Aici poți să-ți aduci un booster de testosteron dacă vrei, dar să fie natural, nu să cauți tu. Zi. Gainerul, ce părere aveți? Gainerul se justifică la builderii, builderi, zic eu, părerea mea. La cei care fac un proces de creștere de masă. Și la ectomorf. Da, pot să mă gândesc și la un ectomorf să folosească un gainer. Însă, atunci când îți alegi suplimente, trebuie să îți alegi un supliment extraordinar. Adică, în primul rând, toate ingredientele de acolo să fie organice, dacă tot vrei să obții beneficii. Pentru sănătate, ți le aduci organice. Să provină de la vacile crescute în aer liber, pe pășune. Și aici este bătălia. Da? De 4 ani de când fac workshop-ul de suplimente și în fiecare an fac reactualizarea studiilor și așa mai departe, foarte multe branduri cunoscute au pierdut în top pentru că nu și-au schimbat sursa. De exemplu, pudra proteică de la Optimum Nutrition. Este numărul 1 mondial la vânzări, la calitate, e pe 9. Pentru că nu a renunțat la sucraloză și pentru că nu a renunțat la acea sulfamă de potasiu și acum au scos anul ăsta o altă formulă unde au băgat pudra organică. I'm sorry, dar este too late, pentru că deja ți-au luat alții locul, zi. Eu am observat chestia asta că cele aduse din state sunt foarte diferite față de cele. Eu ți-aș spune să te ferești de tot ce înseamnă state aduse în Europa, pentru că Statele Unite au dublu standard mai nenorocit decât Europa. Și fiecare producător de suplimente are produsele lor de top și produsele de vânzare, ca să vă zic. Dar nu există un producător să producă toate, toate produsele, wow, ce mișto sunt. Iar materie de multivitamine? Sunt foarte multe, depinde ce vrei să obții, da? Este Adam de la No Foods, este multivitaminul Adam pentru bărbații, pentru femei, și cei de la Optimum Nutrition au multivitamine, poți să ți le aduci, adică depinde ce vrei să obții. Întotdeauna când vrei multivitamine, te uiți pe etichetă, ce nevoie ai, vrei multivitamine cu nivel mai mare de fier, îți alegi un brand, vrei multivitamine cu conținut mai scăzut de fier sau deloc fier în el, îți iei altul, adică nu poți să spui clar că ăla e cel mai bun. Nu. E în funcție de nevoia pe care o ai. În momentul în care mergi pe standardul de creștere de masă musculară, standardul trebuie să îl ai la un gram de proteină pe kilogram corp, să ai minim 1,7 grame de carbohidrat. Și asta este minimul. În standard se lucrează un gram de proteină la 2,5 grame de proteină de carbohidrat pe kilogram corp. În momentul în care vrei creștere de masă musculară mai de volum, evident că nu poți să te duci într-un low carb și să crești muscular. Trebuie să ai high carb acolo, da? Și dacă am, de exemplu, 35% proteină, va trebui să am undeva în 60% carbohidrat și 5% lipide, astfel încât creșterea de masă musculară să fie mai mult pe seama masei musculare și mai puțin pe tesutul adipos. Nu poți să-ți aduci și carbohidrați mulți, să-ți aduci și grăsimi multe și să te aștepți să nu pui și țesut adipos. Trebuie să jonglezi. În momentul în care ai crescut carbohidratul, tai lipidele. Și este suficient să iei niște suplimente și să-ți dai seama că din alimentație nu prea poți să mai consumi multe lipide. Deci foarte mulți iau, poate iau un MCT, poate iau un alfa-lipoic, poate iau un CLA, adică acizi grași, care ăștia contează, iau un omega-3. Ăștia adaugi. Când iei suplimente, adaugi la necesarul tău zilnic. Cum fac creșterea asta de mai multă masă musculară, mai puțin țesut adipos? Păi fie fac clasic și în zilele de antrenament am 35-40% proteină, 50-55 carbo și 5-8 lipide. Zilele fără antrenament, paradoxal, cresc proteina mai mult decât în ziua cu antrenament. Pentru că oamenii care fac asta știu că, de fapt, creșterea de masă musculară este post zi de antrenament, nu? Este acele POC foarte important. Și îmi aduc carbohidrații mai scăzuți, astfel încât să pot să cresc lipidele și în felul ăsta am un anabolism eficient. Dacă vreau să fac o creștere de masă musculară decentă, recomandarea mea este să fac ciclizarea de carbohidrat sau carb cycling-ul și să-mi fac carb cycling-ul în funcție de zilele de antrenament și zilele de odihnă. Am zile de antrenament, îmi pun carbohidrați mai mulți, de exemplu, am peste 3 ore antrenament, la masa asta de acum mănânc mai mulți carbohidrați, să-mi încarc organismul, să evit catabolismul muscular. După care, după antrenament, la maxim 30 de minute, mi-aduc o băutură cu carbohidrat,
eventual un izotonic, dacă am hidrat mai mult. Și apoi îmi las o masă lejeră, pentru că organismul trebuie să aibă și lejeritate digestivă. Să știți că să creșteți muscular curat, adică fără ajutoare cu injecții, nu este nevoie să mâncați 4 grame de proteină pe kilogram corp. Corpul la fiecare masă nu poate să asimileze mai mult de 22 de grame de proteină. Și ce se întâmplă dacă mănânci mai mult? Ai probleme renale sau ce? Pui țesut adipos pe organe. Excesul de proteină se transformă în țesut adipos. La excepții putem să amintim aceste putre proteice sau mass gainere, pentru că ele acolo au mai multe tipuri de proteine adăugate, adică au proteină și proteină cu absorție rapidă și proteină cu absorție medie și proteină cu absorție lentă. Și atunci această descărcare este fragmentată și tu poți să absorbi mai mult. Un mass gainer bun și o putră proteică cu multă proteină în conținut trebuie să aibă neapărat, pe lângă faptul că ele trebuie să fie hidrolizate, adică să nu pună presiune pe sistemul meu digestiv, trebuie neapărat să aibă și enzime. Astfel încât restul de proteină neasimilată să fie în seama enzimelor și nu în seama microbiomului. Pentru că în seama microbiomului intestinal ajung resturile proteice nedigerate. Nu poți da un exemplu de astfel de proteine? Păi sunt destule proteine, de exemplu este cel de la Transparent Lab, pe 30 de grame de produs are 28 de grame de proteină. Adică mai bine de atât de aia se pe primul loc, pentru că are sursă organică, provine din vacile crescute în Irlanda, sus la altitudine, și pentru că are cel mai mare conținut de proteină per gramaj, da? Servingul e de 30 de grame, cantitatea este de 28, te rog. Ați spus că nu se simulează decât de 28 de grame. Unele excepții pot fi aceste pudre proteice care au descărcare lentă și atunci din cele 28 de grame, pentru că sunt mixurile, adică nu are niciun sens să mănânc 400 de grame de friptură de vită și să mă aștept să asimilez din friptura de vită atât, da? Nu se poate, pentru că din punct de vedere digestiv, un pH optim de digestie a proteinei, ăsteia din carne, nu îmi permite să o degradez pe tot. Restul stă în seama microbiomului intestinal și se produce acea colită de putrefacție, se numește. Noi în intestin avem ca și categorii, două categorii de bacterii. Da? Cele care fermentează și termină digestia carbohidraților și cele care termină digestia proteinelor și care se numesc microbiom de putrefacție. În momentul în care acest microbiom al meu trebuie să se înmulțească, că au venit multe proteine nedigerate, fac ceea ce se numește colită de putrefacție și înseamnă inflamație în organism. Nu trebuie să cresc, adică 1,2 maxim 1,7 grame pe un organism mai musculos, maxim 1,7 grame de proteină pe kilogram corp, sunt absolut suficiente și sunt destule studii care susțin asta, inclusiv studii făcute pe biopsie musculară după asta. Deci nu, 1,63 grame asta este maximum biopsie musculară după studiul respectiv. Care sunt procentele pe dietă ketogenică unde poți să le aduci atât pentru definire, dar și în momentul în care urmărești o ușoară creștere de masă musculară și te poți folosi de asta? Recomandare de 70% grăsime, 25% proteine, 5% carbohidrați pe partea asta de creștere de masă musculară. Bineînțeles că nu va fi o creștere de masă musculară uriașă, este o creștere de masă musculară decentă. Când vreau să definesc, mă duc în 75 grăsimi, 20 proteine, 5 carbohidrate. Nici într-un caz, ceea ce se practică și reclamele care se fac la această dietă ketogenică, să depășești 35% proteină. Asta este o mizerie, nu este altceva decât un atentat la sănătate. Nu există altceva făcut. În creșterea de masă musculară, ca să continui cu partea asta de suplimente, pudra proteică din zer este gold standard din punctul meu de vedere, este o proteină de ajutor. Creatină, pentru că te ajută să nu deshidratezi mușchiul. Proprietatea creatinei asta este în primul și în primul rând, da? Să îți ajute mușchiul să rămână hidratat, să mențină apa acolo. Mass gainerele, care sunt băgate în proteine și v-am explicat, doar că un mass gainer bun trebuie să aibă B-urile acolo puse și trebuie să aibă o cantitate decentă de vitamina D și trebuie să conțină minerale. Un mass gainer care nu are decât pudră proteică te obligă să îți iei separat un multi de vitamine și de minerale. Proteinele se absorb în prezența B-urilor și dacă eu nu am B-uri în acest mix, trebuie să mi le aduc.
boosterele de testosteron, că vă spuneam, vrei să crești muscular, trebuie să susții testosteronul, pur și simplu. Nu să-ți aduci injecții și alte nebunii, poți să-ți aduci și este de ajutor acidul de aspartic, zincul este esențial. De cele mai multe ori, deficitul de zinc este principala cauză de infertilitate la bărbați. Pun amărât de mineral, la fel cum și la femei. Pun amărât de mineral. Beta-hidroximetilbutiratul este cel care face ca acest catabolism proteic să nu se întâmple. Este un susținător de recuperare. Beta-alanina, dar nu este pe placul tuturor când, când ai doze mari, că dozele mari sunt deficiente. Restul e cancan.